contează să mă simt ca și cum am făcut 3 tatuaje într-un. Hai, nu 3, 2. Dar nu mi-ai dat un ochi, nu mi-ai mai dat. Păi ca să nu mai vezi, să stai acolo liniștită. Salut! Sunt Paul Munteanu și bine ați venit la noul meu vlog de astăzi. În această zi o să facem un tatuaj cuprins dintr-un cuplu care dansează în loc de fața care era destul de tristă, adică mai exact un moș tăgârță. L-am înlocuit cu un craniu și acel craniu dansează cu această frumoasă pe o stradă lăturalnică de undeva din Veneția sau ceva de genul ăsta. Sunt sleit de puteri pentru că clienta mea se mișcă foarte rău și sper să duc la bun sfârșit tatuajul. Diferența dintre acum cum prezintă tatuajul versus când o să încep să-l omogenizez cu acul de 23 soft edge este că atunci când se va vindeca se va vedea pufos și nu zgâriat și nu ieftin, ci omogen cum ar veni, pentru că va avea negru solid, umbrele vor fi, precum v-am spus, catifelate și totul va apărea super realistic, având în vedere stilul care eu îl abordez. Tatuajul de astăzi mi-a plăcut foarte mult pentru că clienta mea a stat nemișcată. Mi-a permis să îi creez toate detaliile care le vedeți și voi și de-abia aștept să-l termin. Și adevărul este că clienta mea s-a mișcat foarte tare, m-a enervat foarte rău și simt că am făcut 2 tatuaje în loc de 1. Morala este imoral. Este alintată și răsfățată. Și agitată. Și agitată. Să zic artiști, adică? Păi îmi place Lil Pump, îmi place XXXTentacion, îmi place Lil Gnar, îmi place cel mai mult Rest in Peace, ăsta Pop Smoke, care avea cea mai bună voce ever, mai bună decât al lui 50 Cent chiar. Și Future îmi place, by the way, care e în viață. Îmi plăcea și Juice WRLD, iarăși că am mierlit, pentru că eu am făcut cor la când eram în școală. Și am fost, da, și am fost vocea întâi și am ureche muzicală foarte involată, știi? Să nu te mișcă, vreau să fac gleznele subțiri, frumoase, da? Să-mi fac vreo curățenie, da? Ceea ce fac acum este să omogenizez griurile, să se vadă cât mai real, să se vadă pufos, să se vadă aici la cât mai rotund și exact făceam așa. Uite, acum voi pune culorile, pentru că nu avem foarte mult de băgat, vom folosi foarte puțin și le ordonăm așa, pe o spatulă, dar pigmenții trebuie să fie foarte intenși, pentru că dacă nu sunt intenși, nu o să reziste bine în timp, mai ales dacă faci solar. Sfatul meu despre soare: stați cât mai puțin cu ele la soare sau stați foarte mult cu ele la soare și se vor transforma în niște chestii care arată ca și cum le aveți de 20 de ani, sau puteți să stați la soare, dar să vă năclăiți cu acea cremă de protecție solară cu un factor cât mai mare. Dragii mei, acum am terminat culorile, acum ceva timp.
Acum inserăm niște highlights-uri de alb, să pară cât mai sclipitor și cât mai calitativ. Cu cât bagi mai mult alb, cu atât imaginea tinde să ajungă să arate mai reală. Dragii mei, ne apropiem de sfârșitul tatuajului, mai avem un pic de băgat cu alb, iar dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, nu uitați să dați un like, share și un subscribe și dacă se poate să activați și acel clopoțel, pentru că cine știe când mai pun videouri, dacă vă interesează să învățați să tatuați sau să vă faceți vreun tatuaj, sunteți bineveniți! Dragii mei, gata pe ziua de astăzi, a fost un tatuaj foarte greu și ne vedem data viitoare!